Salut tuturor, ce faceți? Salut George, hi man, let's get it bro, let's get it, hopefully today. Regionalul este săptămâna viitoare. Sunteți pregătiți? Se vadă brațele, am băgat umeri la sală, am spart umerii în două. Și acum trebuie să-i spargem pe adversarii în două. Achez! Trebuie achez! Gata, nu mai merge! Nu mai merge vrăjeala! Stai să ne căutăm o melodie pentru playlist. O melodie de un vibe de ăsta, de Rivals. Zi Alchis o melodie. Melodia ta preferată vreau să o aud. Wow, Artu. Am intrat în primul match. Nu te-am așteptat, mă, nu e vibe-ul ăla bun. Bang like a drum. Ai făcut echipă? Da, am făcut echipă. Dar nu știu cu ea la Rivals. Mersi mult, Bizon. Să mă văd bine când joc. No. Ce pasă bună a găsit acolo. M-a rupt în 5 fundași.
N-a fost foul, mă, credeam că a fost foul pentru el, de-aia luase în prosopul. Nu pot să joc împotriva la 5 fundași. Oricine joacă 5 fundași mă bate. Ia să încerc eu 5-2-1-2 împotriva la 5 fundași. N-ar pur și simplu, n-am ce să le fac. N-am spațiu în atac, nu știu cum să atac, nu știu ce să fac, nimic. Nu, mă, jos, dă-o. Mai îngreșește și ăsta o pasă, nebunesc. Offside. Gol. Mă mir când n-am pierdut Lucidul la cap. A fost. Nu trebuia să dau pas înapoi. Nu pot să joc împotriva la 5 fundași. Nu pot să atac, pur și simplu. Și are foarte puține puncte, că e foarte slab. Îl simt în joc, are undeva la 600 de puncte. Ai rupt umeri, da, am făcut umeri azi. Dar mi-e foarte greu. Mi-e greu rău de tot. Aia. M-a distrus în 5 fundași. Pur și simplu. Trebuie să învăț să bat formația asta. Mamă, Virgil, îl iubesc, să mor eu, nu, e jucătorul meu preferat. E prea bun, frate, de-abia aștept să joc la regionale.
Dă-i mă la Lucio. Trebuie să învăț neapărat să joc și eu 5 fundași. Mi se pare, adică cel puțin eu nu pot să o bat. Simt că n-am spațiu să dau la poartă, simt că n-am spațiu să construiesc, fac nimic. Foarte bună informația asta. Aici m-a bătut tactic, să fiu sincer, meciul ăsta. Bine, încă nu e gata, dar zic așa, până acum, în momentul ăsta, doar prin tactica. Și că el nu mi se pare jucător să facă diferența cu ceva anume. Hai, Bel, te rog. Oho. Gigi. M-a bătut tactic, n-am putut să-l deschid deloc. Vans avea puține. De la 900... Aia. Oricum, nu mai nervez. Nu mai nervez, orice ar fi. Mersi, Alexandru. E ok. Lasă-mă, Mariane, că am nervi, n-am chef de ca drink. Mm-hmm.
Nu-mi dau seama cum să bat 5 fundași. Eu dacă joc 5 fundași îmi dau ăștia 17 goluri. Nici nu mai la nume, mesurile, dacă spune într-un meci, nici nu mai la nume, nu mă interesează cine joacă. Pur și simplu, stătea selectat, nu folosea aerul în loc. Nu mă interesează cine ești. Ce joc eu, joc 4-2-3-1? De ce-mi pleacă? Trebuie să-l iau pe Virgil ăsta neapărat, nu mai. Încep să mă enervez rău și nu-mi place. Tată, de ce nu dăm la Lucio și de la ăsta, la Ramos, care e al doilea?
Nu. No. Prinde-mă. Oh, mor, bă, nene, te nervi cu rap, cu ăla, cu vandalii. Mai dăm, bă, una, măcar să știu și un lucru. Ce să treci bă de ăsta, frate, că nu poți să-l atingi. Deci nu poți să respir lângă ăla. Mamă, vine să sparg tot. Dă-mă gol că nu mai pot, ești în meciul ăsta și gata. Bravo. Incredibil Van Dijk ăsta, băi, e cel mai bun fundaș din joc, de departe.
Am început să mă enervez rău de tot. Nu am ce să schimb în spate. Hai să începem așa. Problema nu e mă la nimic, problema e că am început să mă enervez iară. Și mă enervez aiurea, că e vina mea, gen. Eu joc slab, nu e nimeni vinovat. Adică n-am dat vina pe joc, pe conexiune, pe nimic, e vina mea. Nu știu ce apare azi. Am nicio idee. Mamă, iar Van Dijk, deci ultim 3 meciuri am jucat acum, toți 3 Van Dijk. Nu poți să treci el. Da, mă enervez, asta e problema.
Am schimbat puțin tacticile, să văd. Poate, poate. Oricum presim că fac live 15 ore azi. Mă joc, ori fac 600 de puncte și nu mai calific la niciun regional și nici nu mai joc Rivals deloc. Ori fac toate punctele azi, așa o să fie. Una în două, nu există variantă de mijloc. La 7:30 să fii gata cu level 9. Fac azi și eu, v-am zis, ori nu mai fac punctele și nu mai joc deloc Rivals, ori le fac, așa o să fie azi. Mamă, Van Dijk, bă frate! Deci poți să joci fără al doilea fundaș central dacă l-ai pe Van Dijk ăla. Mi se pare cel mai bun jucător din joc de departe, jucătorul de care ai nevoie cel mai mult. Păi miști, mă, te Van Dijk ăla, că-i peste tot. Mersi mult de tutoriale. Trebuie să te las că e derby, ce derby? Offside. Trebuie să... Cap de Virgil la o dată. Cine lateral trebuie? Asta ce a făcut, m-a dat drumul la pressing. Mamă, de toți nebunii de aia la Rivals. Băi, deci credeți-mă, e mai greu de 15 ori să faci punctele decât să joci la regionale, credeți-mă. Aha. Bun. Nu pot să fac nimic. Absolut nimic. Nu bat, mă, terminați-o. Joc slab, mă, e vina mea, frate, îmi dau vina pe joc, pe nimic. Joc slab, pur și simplu. Van Dijk, n-am nicio șansă. N-ai nicio șansă să trăiește Van Dijk. Oriunde, oricum ar fi, nu dai gol când e Van Dijk în față ta.
De ce nu l-am Mbappé? Prea bag capul. Nu știu cu ce Van Dijk ai jucat tu, nuțule. Dacă tu zici că Van Dijk nu prea bag capul, ia-l pe Lucio, să vezi cum bagă Lucio capul atunci. Nu e vorba de cum mi se mișcă, mă, că nu mi se mișcă greu. E vorba că nu joc eu nimic, nu-mi găsi scuze. Pur și simplu joc slab. Jocul meu n-are nicio scuză. Uitați-vă și voi, mod cu Van Dijk ăsta. Ai cum să trăiește el? L-ai pus în apărare? Incredibil Van Dijk ăla, mă. Deci îl iubesc, jur. Pierde-l. Asta e, mă, diferența între Lucio și Van Dijk. Van Dijk îl prindea pe acolo toată ziua. Și nu mai poți să te scotești în situații mult mai grele.
Nu știam că dacă alerg asta o să întâmple. GG, meritat, meritat, meritat. Na, dacă juc așa... 0-3 la regionale. Nu, dar la regionale mereu joc bine, nu-mi fac problema acolo. Problema mea e aici. GG's. Oh, nice. Nice. Băi, nu faci, vorbește mai prost. Am încercat 10.000 de să fac echipă cu Van Dijk, unde să-l bag? Dacă vedeți că nu citesc un comentariu, ați văzut că am încercat să fac și echipă cu Van Dijk și n-am reușit, unde să-l bag? Fiți și voi atenți. Erai pe live când am încercat să fac echipă cu Van Dijk. Am fac nerv, Luci. Unde să-l bag cu Van Dijk? Cum fac chemistry? Îl bag cu Van Dijk, dar cum fac chemistry? Dacă vedeți că nu citesc anumite comentarii, că ați mai... ai mai scris și n-am citit. Dacă vedeți că nu citesc, înseamnă că n-are sens, că mă uit în chat. Vedeți că văd toate comentariile. Gulit în locul lui aia, dacă fac asta, pierd undeva la 1.000.000 doar pe taxi. Că-l vând pe aia să le iau pe Gulit, îl vând pe Gulit să le iau pe aia la regionale. Gândiți și voi înainte să scrieți ceva. Dar nici nu citesc anumite comentarii acum, că sunt nervos și nu vreau să vă răspund prost, să spuneți că sunt arogant sau că sunt nesimțit sau alte lucruri. Dar gândiți și voi înainte să scrieți ceva. Sau dacă vedeți că scrieți și nu citesc, nu mai insistați. Că văd cu toate comentariile. Înseamnă că n-are sens ce ați scris. Am nerve acum și de-aia nu vreau să vă răspund prost și așa, dar parcă unii prea insistați. Când vedeți că nu citești ceva, văd toate comentariile. Să încerc 4-2-4. Unde ați văzut voi 4-2-4 la nivel pro? O grămadă de... prostii am văzut, să schimb tacticile. Ce vin au tacticile când eu joc cu tacticile astea? Te-am la 900 n-am ajuns cu tacticile astea. E clar că eu joc slab și că e vina mea. Nu îmi caut nicio scuză sau ceva. Adică dacă vedeți că nu citesc, scrieți odată. Nu mai faceți spam. Văd tot. Înseamnă că e ceva în regulă dacă nu citesc deloc. Nu-i problemă, că nu trebuie să le dați hide sau ceva. Dar unii prea insistă și știu că nu o spuneți cu răutate. Dacă vedeți că nu citesc și astea, înseamnă că e ceva în regulă, clar, nu? Și de-aia nici nu vă răspund, că nu vreau să vă răspund gen... că sunt nervos. Nu te alta, că știți că nu prea mă enervez pe live. Înțelegeți? Am văzut pe grup, bravo! Trebuie un match. Știu, dar pușor, calm. Trebuie să nu mai enervez. Parcă joci mai bine decât te-ai enervat mai tare. Nu, trebuie să nu mai enervez. Bă, eu acum te-am zis, nu mă gândesc că am fost la 900.
Mai toți au puncte multe acum și fac multe puncte. Acum și muncitor. Uite ce brațe am, Luci. Am rupt sala în două. Măcar la sală să fiu bun anul ăsta, dacă la FIFA nu. Ți-am dat doar o părere cu Gulit, că nu m-am gândit, înțeleg, l-am înțeles și pe No Fight. Și de-aia nu v-am răspuns, dar am văzut că tot insistați, am să vă răspund odată. Înțelegeți? Dar am să vă răspund că am văzut că sunteți doi care vă știu că sunteți de mult timp, știu că nu o spuneți cu răutate, dar am văzut că insistați. Înțelegeți? De asta v-am răspuns. N-am vrut să vă răspund. Și am nervi, tocmai de-aia am evitat. N-am vrut să vă răspund prost la ceva, să vă supărați. Să ziceți după aia că nu știu ce. Dar uneori de-aia evit. Peste 50 cu Van Dijk. Bun. Și Metin. Înțelegeți? Da, cer scuze dacă vi s-a părut că v-am răspuns într-un anumit fel, dar chiar am nervi. Aveam, acum nu mai am, știi, atunci, gata. Ești mare caracter, stimă și respect. Mersi mult, încerc să fiu cât de calm pot pe jocul ăsta, dar uneori te transform. Am Gulit Lăun, da. De ce nu știu și 4-3-4? Uite și chestia cu 4-2-4. Ce naiba, adică sunt anumite comentarii care ar fi un eșec să nu te califici. Da, dar nu, o să mă calific. Nu s-au scăzut restricțiile astea aceleași. Adică, da, nu citesc anumite comentarii că nu vreau să răspund prost sau să spuneți pe aia că sunt, nu știu, arogant sau altfel. Chiar nu sunt, adică mai ales și care mă cunosc în realitate, chiar nu sunt. Chiar n-am văzut pe nimeni 4-2-4, poate doar pe constant pressure și atunci rar am văzut. Pentru că și dacă te duci pe constant pressure 4-2-4, pur și simplu ăia 4 îți rămân sus acolo și trebuie să te aperi 6 oameni și na, iei gol automat pe contraatac. Nu mă duc că băieții n-au dat cu hate sau astea, înțelegeți? Dar știu că sunt băieți buni, mai ales nu fac calitatea timp aici și Beleau la fel, îi știu și tocmai de-aia să le răspund, pentru că suntem mult timp aici și am văzut că insistau. Dacă erau alții care insistau, poate nu răspundeam, dar ei știu că sunt băieți buni și nu au dat cu ei sau ceva. La sediu stand am 28 MS-uri, 24, 32, între 24 și 32 maxim. Înțelegeți? Adică asta zic, înainte să scrieți ceva, mai ales dacă răsteți de mult timp aici, gândiți ce naibă. Cos, uite, Cos are multe puncte, l-am mai bătut odată, dar e foarte bun. Mai bun Crive decât în Cuncu? Da, este mai bun Crive decât în Cuncu. Deci în acela tău techie, mai joacă FIFA, ai idee? Mai juca, dar nu mai... a făcut pauză, n-am se simte. Hai să vedem, asta o să fie meștare, poți la Naționala Finlandei, foarte bun jucător de regiune. Are 950? Bine te știu, Tandule. Gata, uite, acum de exemplu m-am calmat, aveam nevoie doar de victorie. Nu e că la regionale știu că o să-mi domin orice adversar și joc bine. Faza e, mi este foarte greu să mă concentrez aici la Rivals. Pur și simplu, mi s-a luat, nu știu.
La regionale știi că e și o miză mult mai mare, e hype ăla, nu știu. Haide mă, uite Lucio cum agață tot. Are Lucio base? Îl iau pe la base și eu. Atunci. No, acolo! Mamă, deci uitați-vă dominare și... Uitați, ăsta ce are 950 mai Sandu. Mamă, am zis că e gol. Târziu bicicleta. Ah, ce bine mă duceam acolo. Păi tot agață la mă, dar vă zic ceva, ești passing-ul ăstuia mă, dacă aș fi avut un Messi aici toti, intrau toate astea. Nu cred că ar vin toate repede pe poziția asta. Mamă, mamă, ce mi-a scăpat ăsta! Bine rău l-am blocat aici. Băi nene, pe ăsta l iert mult rău de tot.
are 770, avea 150 acum 20, scas frate, un rollercoaster aici. Intervine presiunea, trebuie să fii foarte, adică să nu te gândești la puncte, când joci să joci de distracție. Cum joc eu acum? Numai așa și-a încercat-o. Mă distrez. Aș vrea să termin mai repede și eu să nu stau până... Întoarce. Băi, mi se întâmplă, mă punește și râsul. Nu pot să mă mai supăr la orice s-ar întâmpla. Bun. Da, joacă pe Weghorst pentru astea. Am iertat mult, mă, când ratezi atât cu un jucător atât bun. Ești, mă, și tu. Nu acolo, la ea. Sper.
Ronaldo, e salvarea mea, Ronaldo, singurul care mă poate salva din situația asta. Băi, dacă, uite, faza asta am făcut exact ca la FIFA 22 când am ieșit campion european. Dacă mi-ar da voie jocul ăsta să joc pase mai multe, pur și simplu, pasele din prima sunt foarte slabe, sunt rar de tot. Rar de tot. Eu dacă jucam mai pase de-astea rapide, dacă era passing-ul mai bun în FIFA, eram iar campion european. Pur și simplu, passing-ul e varză. Trebuie să joci numai meta-uri, centrări, numai de-astea, care nu sunt deloc pe stilul meu. Asta mi-a fost și încă mie foarte greu să mă adaptez. Mi-e foarte greu să mă adaptez la jocul ăsta meta, pentru că nu sunt ocilar de la care tot ce știi. Joc fotbalul că știu fotbal. Să joc și eu fotbal frumos. Pase rapide, contraatacuri, apărare agresivă. Anul ăsta nimic nu merge. Ai apărat agresiv, ești penalizat? Astea-mi plac mie, rapid, așa, pam, pam, pam. Eu în viața mea n-am dat goluri în afara careului. Trivela, pe am dat vreodată trivela. Eu am dat numai goluri din careu, zici că joc FIFA 22. Ăla mi-a plăcut mie cel mai mult, pentru că simulează realitatea foarte mult. Unde vedeți în realitate centrări de alea de la jumătatea terenului, German, cross-uri și prostii? Ce încearcă ăsta, gen? Vedeți în realitate așa ceva? Niciodată în viață. Analogul stânga are varza anul ăsta. Anul trecut te mișcai din analogul stânga, frumos. Și acum te mai prești până la 1000. Doamne, știu să fie așa. Mijlocaj defensiv. E mult prea SF jocul uneori și nu-mi place. Înțelegeți? Ia uite, 919. Vedeți? Băi frate, 919 și n-am mișcat în fața mea. Jucătorul național al Finlandei cu aproape 10 regionale jucate. S-a fost calificat la regionale an de an. Păi și te-ai bat, frate, eu am probleme cu ăia care nu sunt așa cunoscuți. Și care joacă diferit. Dacă ați observat-o, jucătorii care au fost acolo sus, Tex, toți ăștia, MS Dorsari, Nicolas, toți joacă fotbal, joacă așa frumos. E, joci cu câte un de-ăsta care apare de nicăieri și învață toate meta-urile și numai așa te bate. No fight, ești aici? Nu poți să te doar după mei joacă Best of 3. Best of 3 mi se pare prostie, părea mea că Best of 2 e cel mai bun. De 919, eu n-am avut 919 pe sezonul ăsta deloc. Mi-am mișcat. O, 225 de persoane. Cum m-am enervat toată lumea acolo, dar trebuie să mă enervez mai des, văd. Mă bag în gala, RXF. Cu cine să mă bag și eu în RXF, mă, din FIFA? Cum ar fi, mă, să mă vedeți în RXF? O puie nouă. O alt puie, e de-al meu. Puie sau alt. Puie și cu Verdeanu sunt ai mei, amândoi. Sunt prietenii mei.
Ba lui e diferența prea mare, că am 90 de kg, unul mai mare așa, jăpcar. E diferența mare de kilograme și acolo, cred, am 90 ceva, jăpcar, la cum a slăbit, cred că are 70. Jăpcar, gata, unde băgăm un RXF cu jăpcar. Gaming, nu știu pe gaming motivation. Cu Ionita, da, cu Ionita ar fi, Ionita ar merge. E mare, l-am știu în realitate. E bun Ionita. Cu Luci, nu, Luci ești al meu. Catrina, nu, e tot la fel. Unul mare așa. Ionita merge. Ionita e bun. E bine pe sală. Da. Ce triunghi aveam acolo? Mamă, e gras. Ăla am pe Luci, le-au pe Luci, sau pe Cristi, care făcea în sală. Îl iau pe Cristi, care făcea în sală antrenor. Și pe Luci, pe amândoi. Și mă bag în RXF. 3 luni de antrenamente mă fac tank. Tu ești doar pe brațe, bă, știu. Asta e nasol, că acolo nu e doar pe brațe. Ia vede German Cross-ul ăsta. Ce n-ai, mamă, v-am zis. Clasic. De ce nu mă miră? Gata, hai să mă concentrez să las vorba. Incredibil. Dar scoate German Cross-ul. Unii s-ar lăsa de FIFA, nu că nu s-ar mai califica la turnee. Și n-am stat acolo, nu?
Nu cred că am ieșit afară, mă uitam la Mane. N-am, mă, German Croșii la mine. Dacă tot. Uite, asta nu-mi plac mie. Eu niciodată n-am să joc așa. E doar noroc. Ai noroc să lovește mingea tăia pe acolo, intră în poartă. N-ai noroc. Pierzi meci. Adică se cam duce știința și se... Nu știu. Se face foarte mult joc de noroc din știință. Mm. Exact și... German. Știu eu ce zice Aron, doar că nu-mi place meta-ul de anul ăsta. Nici eu o să m-am dat la Bellingham pasa asta. Deci orice gol la noi e dat doar din careu. Eu nu dau gol în afara careului, nu încerc chestii în afara careului. Asta e greșeala mea. Ar trebui să joc și eu murdar. Incredibil. Ați văzut, mă? Deci nu selecta niciun jucător. Bravo. Golul
în afara care îți dau și în realitate. Da, dar nu atât de des se dau. Se dau altfel, nu așa. Sunt de acord cu șutul ăla, îți dai și tu un șut tare frumos, da. Dar nu cu astea. Îmi pare rău, nu sunt de acord cu stilul ăsta de joc. Trebuie să ne adaptăm? Vedeți, ăsta numai asta încearcă de la distanță. Hai, Chris, hai, Chris. Și astea îmi plac foarte mult. Rău. Face-ul. N-aiba s-a auzit. Ce s-a auzit? L-am în buzunar. E mai și greu. Pressing-ul ăsta. Acum cred că vrea să dea centrare undeva. Ar fi bine să dea centrare să o prindă portarul, nu? Ia să vedem. Bine, Gigione. Calm, calm. Să trage între timpul de până 88, așa. A, nu mai are... A jucat impres și nu mai are bila aia acolo. Câte avea și asta? 10.
885. Hai că ne întoarcem acolo, de la 850 la 885. Good. Good, 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 very good. Revin imediat, într-un minut. Să-mi aduc și eu niște stixuri. Să mănânc ceva, că nu mai pot de foame. Urc la toaletă, după aia mi-aduc niște stixuri și continuăm seria. Revin într-un minut. Stai-ți un hai mișto ăla. Cu ăsta de Playban. Asta mi se par bună de... Ce copii, cine are de la asta? Uști? Nu vreau să-mi fac un public bazat pe așa ceva. Deci pe niște glume fără niciun haz, fără nimic. Facem o Caterinca, faci și eu. Caterinca, sunt niște glume frumoase de... Dar gluma asta nu cred că are de nimeni și n-am. Publicul meu nu este bazat pe așa ceva. La mine se uită lumea la FIFA, la sală, la sport, la educație frumoasă. În realitate vorbesc urât, vorbesc foarte urât cu prietenii mei cu astea. Adică glume și astea, nu vă gândiți că... Na. Dar eu tot nu vreau să avem... o comunitate de așa ceva. E TikTok-ul și YouTube-ul plin de așa ceva. Aș vrea la mine să fie ceva mai diferit. Fără glume de genul. Înțelegeți voi? Publicul meu e bazat pe altceva, nu pe glume de genul. Luci, ajung în București, dar nu știu dacă o să pot stau la sediu. O să vin cu... Zic pe WhatsApp. Vorbim după live pe WhatsApp. Am nevoie de 1000 de puncte. Da, Luci, da. Adică nu vă supărați pe mine sau așa ceva, dar publicul meu nu e bazat pe așa ceva. Avem o comunitate frumoasă, fără glume de genul vulgare. Stuck up on a stage singing.
Nu știu. Și antrenează pentru RXF cu tine. De când îl aștept la sală să băgăm? Eu sunt în fiecare zi la sală. Deci noi, cum avem sediu? Avem sediu. Nu știu câte etaje sunt. Cred că 7 sau 8, în fine. Noi avem la etajul 5 și jos la parter avem sală pe 2 etaje. Eu în fiecare zi sunt la sală acolo. Îl aștept și pe Luci să vină, să-l văd ce poate la sală, mă amână de nu știu când. Mai am 7 zile, Dan. Eu sunt la sală acolo zi de zi, dar Lucian trage chiulul. Mă trezesc, mănânc, vin la sală, după aia la sediu. Ăsta e programul meu. De luni chiar vin, doar când ne pun la program. Am înțeles. Bun. Oricând vrei tu, mă găsești acolo, 48 de mese, da, miște. Mersi, Flavio. Te pup, Daniel. Da, e prea tâlnață pentru mine. Cu Pitor ăsta parcă mai dat-o, nu? Lucian, trebuie să te trezești tu frumos, stai puțin, ai și tu o masă înainte de sală. La 7 dimineața, dacă mă trezești, nu înțeleg nimic, nici nu știu pe ce lume mă aflu. Ăsta parcă m-a bătut, nu? Mă duc pe la 11, 10-11 așa, Luci. La 11 vreau să fiu la sală, vreau. Păi m-a bătut mai devreme ăsta parcă, nu? Aș fac ăsta, știu cum aș fac ăsta, dar cred că m-a curentat. Aaa, ce? Nu era cu 5 fundași, nu. M-a bătut 4-3, nu? M-a curentat ăsta. Haide să vedeți ce bătaie dăm acum. Deci ăsta m-a curentat mai devreme. E timpul să ne luăm punctele înapoi, băieți. Nu rămânem datori niciodată. Dar nici Van Dijk nu rămâne dator. Wow. Wow. Just wow. Ha.
Cosmin is back. Cosmin, dar abia acum începe să joace. Cosmin trebuie să piardă câteva meciuri, să se enerveze, să spargă ceva și după aia joacă bine. Înțelegeți? Cosmin trebuie să se enerveze, să spargă 2-3 uși, așa și cam în Anglia. O să vă arăt cum arăta ușa mea. M-a bătut mă ăsta mai devreme, am dat eu rage quit. Oh, come on. Deci Lucio cu Ramos nu-l prind pe ăsta, pe genul ăla, incredibil. E ceva de groază. Cosmin is crazy going forward nowadays. Băi, dacă ar merge pasele astea, or champion scrie pe mine. De ce am citit? Când am apăsat pe nimic. Hai, forțează-l pe Gino ăla ăsta iar. Că asta e moartea ta, să joci pe Gino ăla ăla. Ref, be serious. Nu sări, nu sări, bravo. Nu, fără prelungire. Mamă, ce frică mi-e, aici am dat să bag alunecare. Nu cred, mă. Bravo. Stai să vă arăt ușa mea în Anglia cum arăta. Ia uitați cum arăta ușa mea în Anglia. Asta era ușa mea în Anglia, de la FIFA. M-ai prins bine. Ce mă, că am intrat până ea, n-auzi?
Ștepă, Cosmin Marsini. Da, e perfect. Da. Da, acum sunt la mascațiu. Pe post de berbec. Dar ce berbec? O sparg singur ușa. Am experiență. Trebuie să știi unde să-i dai, că nu se sparge la fel. Dacă îi dai peste tot. Prinzi experiență. De ce ai încetinit? De ce ai încetinit? Asta e întrebarea mea. No, nu greșea, no. Ai făcut liceu Neminescu, nu Șerbi, în Danubius. Eram cu fotbal, nu mă duceam deloc. Sus pasa, era gol. Era la pax toată ziua, da. În clasa noua, până m-a luat poliția de acolo și m-a băgat în clasă. Că nu să fiu la ore, mășcam FIFA. Eram cu fotbalul și îmi dădea scutire pe luni, ca luni că aveam antrenament și vineri că aveam meci. Și eu puneam liniuță între ele, de luni până vineri, mă duceam toată săptămâna. Norocul meu era că învățam, mă. Îmi bag la istoria mea 9.40, ăsta era norocul meu. Că învățam. Băi, dacă la jurnalism, făceam jurnalism cu Danciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Avea emisiune la OTV el. Și aveam 9. De tine și ce faci? Profatate franceză, nu știu care e profatate franceză. Și acum eu aveam 9 și mai trebuia o notă să-mi cheie media. M-a scos în față, n-am știut nimic, i-am zis ok, nu știu nimic, puneți-mi 3. Eu, de fapt, am să-mi pună 1, că eu treceam... Și cu 1. Și că nu, domne, că tu vrei 1 doar ca să treci. Îți las media neîncheiată. Nu voia să-mi încheie media, mă. Și eu mă rugam să-mi pună 1. Caputo Gabriela. Nu sună cunosc numele, ca aspect dacă o văd, e posibil să știu. Da, da, am fost copil problemă în școală. Din clasa 6 am avut nota scăzută la purtare în permanență. Făceam multe belele. Nu cred. Bun șutul ăsta, nu? Lasă-l, nu. Mă gândesc că ar fi și pe bune este opțiunea aia să-ți donezi. Nu prea sunt adeptul opțiunii alea. Dacă eram adeptul opțiunii alea, nu mai făceam atâtea live-uri. Nu mai făceam live de 11 ore sezonul trecut. Dacă ziceam că îmi donezi meciuri... Pur și simplu nu mai știam și mi le donam. Nu mai mă stresam atât la Rivals. Dar după cum vedeți, sunt aici.
muzică, gen, în general, ce nu poate. Da. Curentat ăsta la început și acum l-am curentat ca lumea cu el. Jucam slab. Acum apropii. De realitate. O mie trebuie să fac. Ia asta să-mi aduc și încărcătorul, cam 4%. Da, poți să-i alu, aia, e mai bine de bună. Suntem pe val. Deci, bătul la școală? Actualizez asta bine. Gata. Norbert, de PS5 poți să te joci pe PS5, de PS4 nu cred că poți să joci pe PS5. Ăla de PS5 poți să-l folosești pe PS4, ambele sunt bune, nu știu. Dar PS5 zic eu. Aștept să se bage ceva în stoc pe Genius Nutrition, Ashwagandha. Vreau să încep să iau Ashwagandha, suplimentul ăla. În ultima perioadă am fost stresat tare și te ajută mult la stres. Dar n-au pe stoc, stoc epuizat. Mamă, mie nu vine să cred, sunt o grămadă de produse fără stoc și gen... Uite, mă uitam la o proteină acum câteva zile, acum nu mai e pe stoc, gen... Imediat se duc astea de la... Genius Nutrition. Și au fost multe comenzi date cu codul meu. Cum ai luat așa mare notă la istorie? Eu nu mă împac. Mi-a plăcut foarte mult și aveam un profesor foarte bun de istorie. Mi s-a părut cel mai bun profesor, adică era genul ăla de profesor care râdeai, făceai glume, te înțelegeai foarte bine, dar cum îi spune, când era te învățat, adică nu vorbea nimeni la ora lui sau asta. Dacă mi-a pus 2 de 1 că i-am lipit gumă în păr unei colege, da, Izvoran, mi-a pus 2 de 1 că i-am lipit unei colege gumă în păr, dar cum i-am lipit? Pur și simplu, stăteam în clasă, vorbeam cu băieți, am luat gumă și am aruncat-o așa în clasă, nu m-am uitat, n-a fost intenționat. Și acum fata aia a simțit ceva și a dat așa cu mâna. Și s-a întins guma tot părul și a trebuit să îi taie părul. Când te căsătorești... Mai durează. E genial, e cel mai bun profesor pe Reana, n-am avut niciun profesor atât bun. Lirex, ăsta e colegul meu de antrenament, oricum aveam multe mesuri cu el.
Optimum Nutrition. Nu știu. Eu de pe Genius îmi iau cu ei, am parteneriat și tălai îmi iau. Sunt foarte bun. Chris, nu-i problemă. Știi că duce băiatul. Pe atunci era și director. Nu era director. Nu era director. Dar avea un cuvânt mare. Adică au vrut să mă matriculeze 3 zile și el s-a... El cu încă o profesoară și cu diriginta mea s-au... și-au pus cuvântul pentru mine. Adică erau 3 profesori împotriva la tot liceul. Tot liceul de profesori mă refer. Că vreau să mă matriculeze 3 zile. Și au fost ei 3 și-au pus cuvântul pentru mine și na. De-aia mi-a și pus 2-1 atunci, că faza e că nici măcar nu s-a întâmplat la ora lui faza cu guma. S-a întâmplat la altă oră și mi-a zis că își pune cuvântul pentru mine, dar să nu mai creez probleme. Și l-am creat problemă, m-a taxat și la ora lui. Dar era un profesor super bun, super, super bun. Vedeam din călăreașă. Și a pus cuvântul el, o profesoară care cunoștea bunicii și după ce au avut ședință, m-a scos profesoara afară și când mi-a dat 2 palme, și acum mi-am amintesc, după ceafă așa, stăteam așa într-o parte când a venit și mi-a dat 2 palme după ceafă și diriginta mea săraca, la fel, o femeie jos pălăria. Nu mi-a mai zis nimic diriginta. Dar ei 3 au fost care și-au pus cuvântul pentru mine. Da, sunt din călăreașă. Bacă trebuie să înveți, că e bălea dacă nu înveți. Dar nu știu cum te nu reții la el din clasă. Eu rețineam totul din clasă la el. Explică foarte bine. Mai sunt în călărași acum. Dar mâine plec în București, nu știu când mai vin. O să stau mult în București. Am fost la ora lui de 2 săptămâni. Vezi că dacă n-ai absențele motivate, îți iei 2 minusuri parcă era asta, nu mai știu cum. Nu! Vedeți? Ocazile cum se răzbună. Suntem vecinul, eu stau la ANL-ul, la școala 8. Ce bine am început să joc. Crazy P. Cosmin 6 is back.
offside. Forțez, trebuie să-și luăm altă posesie. Intru în jocul lui, că îl joacă numai asta și vrea să joc și eu la fel. Și eu chiar asta fac. Când se întâmplă faza de asta unde rămâne mingea cu noroc, e periculoasă de obicei. O să faci left la seriu, da? Ai băgat 4-4-2, nu? 4-3-2-1.
Haide, nu se poate să aibă soarta asta. Noi. Bun. Mamă, Lucio creează o nesiguranță incredibilă. Ah. Lasă-mă. Ce faci, Pedro? Doamne, deci Lucio îmi dă o nesiguranță incredibilă, mă. Toți îl depășesc în duelul la fizic. Asta mă enervează pe mine la el. Abia aștept să-l dau. La regionale direct Ramos cu Van Dijk. Salut, săpiți!
Stixuri Mircea, băgăm stixuri la greu. Ce faci, cum ești? Mamă, 5, 7. Ce faci, Mircea, cum ești? Ai scris la Mr. Olympia? Da, e de gata, pe nu se mai putea. Cât să mai țin fizicul ăsta ascuns? Ce l-ai bucurat? Nu știu amândoi. Dacă nu sunt pe veci, eu mai... Bun! Cum ești cu sala? Mi-ai făcut? N-am vrut să mai postez la sală. Dar am văzut rezultatele, că ai slăbit foarte mult. Și în timp destul de mic. Timp record. Da. Da, trebuie să fac 1000 de puncte. Mai am o săptămână. Atac, zic eu, Pedro. E bine, oricum. Mă țin și eu, mă duc în fiecare zi. În afară de weekend, luni, vinere. Mă bag pe definire, gata. Pentru vară. Direct să-i colegul meu, mă sărat. Dar eram la sală, mă. Că uite, tot azi e șerbită, Dancos. Eram la sală și vorbeau doi copii din cabinete de Dancos. Ziceau, bă, să merită să fac Mi Daikon ăla, că Dancos parcă l-a făcut și nu i-a dat sau ceva de genul ăsta, nu mai știu, dar ziceau ceva și de Dancos și de Mi Daikon vorbeau. Nu vreau să le zic, lăsați, bă, FIFA-ul costează sală. Nu, dacă trăiește mie și scazi, nu mai ești calificat. Să nu vă mai aud cu FIFA. Nu te-au recunoscut de aia. Mulți m-au recunoscut, dar mulți mai sunt și rușinoși. Am așa și SMS. I-am semnat și pe controllerul unui băiat la sală. Da. Vorbesc cu toți așa când vine cineva la mine și mă recunoaște de pe YouTube, de pe astea, mereu vorbesc cu ei, ce faceți, cum sunteți? Șase meciuri și până, n-am cum în șase meciuri, Sherby, doar să dau numai de aia de 990. N-am cum, că îmi dă plus 10 pe meci. Deci așa, nu pe m-a văzut și după aia și l-a luat și mi-a zis. M-a văzut odată și pe aia mi-a zis, când mai vin, că ar vrea să-i semnez pe controlă. Am văzut, mă duc. Țineți-vă mult în sport, sală, să arătați voi bine, nu vă faceți mari ca să vă bateți sau ca să combinați gagiți sau ca să nu știu ce. Vă faceți pentru voi, o să vedeți. Nu o să mai fiți atât de stresați. O să puteți, nu știu. Să dormiți mai bine, să mâncați mai bine. Și o să aveți altă încredere în voi, ce mai important. Altă încredere în voi, în tot. Lucrește noapte
Uite pe Cristi, băiatul cu care am făcut sală în Anglia, făcea așa. Ajungea acasă la 4, 5, 6, dormea, se trezea la 12, 1 și mergeam la sală. Dacă te văd, te salut, Mariane, te iau eu pe sus dacă te văd. Duceți-vă la sală sau la orice alt sport. Nu-i întregeabă, că aici în Germania nu pot știe eu, știu. Fac fotbal, te-am luat, e bun, bravo. Important să faci sport. Nici eu nu sunt adeptul jocurilor, stai mult să te joci toată ziua în casă, chiar dacă ăsta e jobul meu și na. Dar nu vă recomand să faceți asta. Ieșiți afară, mai socializați, mai astea, na. Nu numai în fața la un monitor sau la un ecran la telefon. Mamă, ce apărare are ăsta. Oh, bravo. Chris, nu se poate așa ceva. Eu la început eram exact așa, steam mai în casă până să dau de Chris. Un slăbănoc de 60 de kilograme care se juca FIFA. Păi Chris, e mereu aici cu noi, mă, dar nu vorbești. Hai, Lucio. Hai, mamă, ce emoții de Lucio. Da, știu. Hai, de noi dăm. Cosmin is good again. Salut, Cristian. Aoleu! Aoleu! A venit Kilian. Gata, mă, Cosmin și-a revenit. Am pierdut 50 de puncte ca să revin, dar și când mi-a revenit Chris, zi tu că tu știi mai bine. Ei, hey, ref. Come on. Cum mă, nu e muzică? E muzică. N-am voie altă muzică, că o să-mi șteargă live-ul. Iau copyright și-mi șterg live-ul. Dar muzică este, nu copyright. No. Haide, Ramos, e salvarea mea, Ramos. 1-1. Ramos. Alunecare doar să-i bag. Dar e frumos acolo în timp. Am început să joc chiar bine în atac. Mamă, cum mut portarul ăsta. Cred mă că am dat pas. Înapoi o ia.
Nu, am dat pasă și am anulat-o și mi-a luat-o totuși. Mamă, e rusul, mi-e frică rău. Sincer să fiu, dacă fugea nu-l prindeam. No. Bun, am scăpat, gata, de acum încolo numai. Te pup, Flavius, merge, ce faci, cum ești? Știi ce zic, Chris? N-are sens să mai discutăm despre fața asta, că s-a terminat, gata, încheiată. E istorie. Nu mai putem să dăm timp înapoi să o schimbăm, știi? Sau asta, Chris, știi? N-are sens să mai vorbim de fazele astea, pentru că s-au terminat deja. Acum urmează meciul următor. Cel mai important e următorul meci, Chris. +15, we'll take that. Înțelegeți? N-are sens să mai vorbim despre meciul ăsta. Trebuie să țintim sus, băieți, azi. Cât avea ăsta... Chris, ascultă-mă. Dacă îi fac eu se pară slab, asta nu înseamnă că ei sunt slabi. Ce ai fi putut să faci la faza aia? E ca TikTok-ul ăla. Intri și tu în FIFA și dai de ăsta, de monstru ăsta. Ce-i mai faci? Te pup pe cal. Intri și tu, Chris, ai chef de FIFA, deschizi PlayStation-ul și dai-te Andru. Hai să vedem. Și dai-te Andru 227658. Ce faci, Chris? Zici și mie, ce faci? Adevărat, am mai văzut un întreba la turneu dacă ia sub pro. Ajungi tu acasă, ai fost tu pe afară, la școală, ai ieșit cu iubita, la sală, deschizi PlayStation-ul și joci cu Andru 227658, cum am eu acolo. Zi tu, Chris, ce faci? Asta vreau să știu. Adevărat, Andru se încălzește greu. Se încălzește greu și-a luat câteva bătăi să ajungă aici. Lasă că nu mai trebuie să joc cu tine. Chris, ce vrei acum? Tu ai vrut. Haide să jucăm acum, gata. Sunt Caterinca. Trecem la treaba serioasă.
Mamă, Maldini, Davis, what a team, what a player. Ce echipament ai? Al nasâr. Cristiano Ronaldo, fan. Uitați-vă la Lucio ce nesiguranță îmi creează. Of, of. KFC e proti în Anglia, este live. Ce să mai... E greu cu Andru. Of, ref. Ref, 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 ref. No, Bell, Bell, Bellingham. Băi, băiatule, de unde leargă ăsta în halul ăsta, mă? La fel, despre golul ăsta n-avem ce vorbi pentru că este deja istorie. Trecem la următorul. Cel mai important gol este următorul. Atac bine, român, mă pot opri ăștia în atac acum. Cosmin 6 Prime again. We'll take that as well. Ăsta e ilegal. We'll take that as well, Chris. 10, 7, 8. Da, 7, 8, nu 10. Greșeala la 923.
9-23. Crezi, ai văzut calm, golul 2, calm, frumos. Nu ne-am precipitat. Asta e faza, asta e faza. Vedeți să mă ești numărul, da. Too easy, yeah. Now, yes. S-a precipitat el. Încă 77 de puncte. Îl take that. 10 secunde mă duc până la toaletă, revin. Gata, băieți. Ai pierdut ceva după te-ai activat. Unleashed. Ia să-mi schimbăm. 7 zile. Alt, mamă, am uitat nu. S-a uitat nu-ul. Am pierdut nu-ul pe undeva. Hai cu cele 1000 de puncte, te pup, Sergiu, haide pe ei. Pe ei. Încă 77 de puncte. Can you do that? Do that. Te-am văzut azi la sală, ești tank. Te pup, Andrei. Trag tare și la sală. M-a lăsat durerea de umăr, asta e bine.
Crezi, taci, că mă fac să râd. Vai de mine, vai de mine. Vai de mine, vai de mine. 1000 de puncte pe lava. Trăgeam, trăgeam tare. Acum, să găsim meci. Dacă le-aș termina azi, aș fi cel mai fericit om de pe fața pământului să le termin azi. Să am și weekendul liber, să-mi fac echipa de regionale, să mă pregătesc și eu de regionale frumos, să merg și eu la sediu acolo, să nu mai stau stresat. Dar să vedem ce formație faci. Joc, că de făcut nu fac. 4-3-2-1. Mi-au apărut 2-11 pe ecran că te-ai încordat, cred că l-ai stricat. Wow, 52 MS. Crezi când vin în Anglia, la sfârșită lună, poate băgăm sală puțin. Să-ți aduc aminte de vremurile bune. Crezi, da, mai știi, ia stați-mă să vă arăt videoclipuri cu... Te făceam noi cu ăla, cu Easy. Stați-mă așa să vă arăt un videoclip, că nebunii este râs. Fiți atenți. Aveam unul, nu știm ce, ce era Chris. Nu știu de unde era. Străin, oricum, nu era român. Băi, deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Să forța la sală, neîncălzit, neastea, să băga în cea mai mare greutate, a căzut bara pe el odată. Eram cu Cristi. Dar cum a făcut Cristi atunci? Noi avem chinci când ridicăm greutăți mari. Și el și-a dat cu pudră de aia pe mâini, să ne alunece mâinile. Și ne zice nouă, ci că uitați, bărbații adevărați nu folosesc chinci, bărbații adevărați folosesc pudră. Nu e ok. Două repetări a făcut, a lăsat bara jos, ci că dați-mi chingile și bine. Am înnebunit de râs cu Cristi. Stați să-l găsesc. Stați să caut un videoclip să vă arăt. Nebuniste râs. Premier League? După Premier League, parcă a fost. Înainte de play-off atunci. Stați să caut un videoclip. Unde naiba înainte de play-off? Sau după? Vreau să caut ăla când a căzut bara pe el. Ăsta cred că e. Uitați-vă, mă. Fiți atenți. Nebuniți. Ca să vă dau și sonor. Eu râdeam cu Cristi rău de tot. Stați așa, stați să vară când a căzut banca. Când banca, bara pe el. Ia-s-o. Ăsta cu Easy, așa ne ziceam noi toți. Noi nu mai puteam, stați-mă că am multe. Am multe rău cu el. Nu mai am paia, Chris, când ai pus tu 100 și ceva de kilograme pe el și tot la fel, era să cadă bara. Ha! Nu știu, mă, am multe, trebuie să le caut. Îmi trimitea videoclipuri zi de zi cu tot ce făcea, ce mânca, Cosmin, Luke, mai Student. Eu cu Cristi râdeam, te nebuneam, dar trebuie să fac eu odată un folder, să-mi salvez toate astea, să vi le arăt odată.
N-am nebunit râs cu Cristi, dar cred că dacă mai făceam o săptămână în sală, ne dădeau afară. Deci știți cum țipam acolo în sală? Numai easy, numai noi ne auzeam în toată sala. Trebuie să le caut eu odată pe toate. Fabio, de la Wolfsburg. S-a băgat. Sunt în călăraș acum. Nu mai stau un an, m-am mutat în România. Hai că am ajuns. Unde ești, Larry? Hai că știu încă o stat, la Wolfsburg. Are multe, cred. Sper să aibă 900. Hai că mergi tare. Și frumos. Te tot da. La locul nostru. Ta. Trebuie să fac 1000 de punctele, de am 923. Dacă fac 1000 e cel mai fericit. L-am iertat la început acolo. Globa cum trebuie, da, știu. Ce bine a intrat pe acolo. A început, trebuia să-l articulez eu, dar nu-i problemă. Haide mă, ce fază frumoasă fac! Nu se poate, mă, așa ceva să rate este acolo. N-am nici soartă meciul ăsta. E imposibil, mă. N-am cum. Atac bine, rău ce-i drept. Bravo. Atac bine rău. Nu scapă fără gol primit. E ok, 1-0 e nimic. Nu scapă fără gol, nu scapă fără gol primit, mă, n-are cum, la cum joc acum nimeni nu scapă fără gol primit împotriva mea.
Atac bine rău. Doamne, dă-i mă-n forță. Dă ce-o dau așa săltată, nu-mi dau seama. Dacă dă dată în prima, scăpa singur Tatum pe aici. Offside. Hai la sală, Cosmine. Am fost. N-am mă, că meciul ăsta joacă Lucio. Băi, băiatule, deci Van Dijk ăla e incredibil. E de departe cel mai bun jucător din joc. Eu nu pot să trec de el. Hai mă, că l-am muiat. Regionalul e campionatul european. L-am muiat de tot. Remontada, ce remontada. Alea vechi, știi mai care. Oricum era nemeritat un gol ăsta. A fost ocazie mare, ce-i drept. Dar era nemeritat pentru cât am ratat eu. E groasă asta. Am zis că e gras. N-are nicio treabă, nu se vine în ce vorbești tu acum. E mai greu anul ăsta, zici că e ceva ce depinde de mine.
Ozește parcă nu mai vreau să mă joc și anul ăsta prefer Iros. Arata mult rău meciul ăsta. E incredibil cât de mult a aratat, dar se poate. Mamă, ce mă ofticam rău de tot. Bine, și mă ofticam că era vina mea, nu de alta. Ai de bă, Ramuse! Bă, mor pe astea! Ce puteam eu să fac aici, mă? Ce putere aveam eu aici? Mamă, trebuie să-l... Cum este în asta, mă? Trebuie să-l sparg. Ba, mă, că nu se poate, mă, e prea...
Jocul ăsta nu se poate. Ce puteam să fac la faza asta? Asta e întrebarea. Hai că ne uităm după. Mă concentrez atât pe ce am, acum pe ce am mai rămas. Nu știu, frate, ce pot să fac să opresc intrările alea. Ci mă uit la relor, nu știu ce aș putea să fac să nu mai au goluri, așa. Nu știu ce fac greșit. Haide-mă să mai primi un atac. Haide-mă un atac, Cosmine. S-a dus. Ups. 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 Hai să vedem câte avante. Eu zic că avea peste 900. 900 avea, minus 1. Era plusul mare, arata mult. Arata mult, și el arata câteva, dar arata mai multe. Hai să vedem. Ce puteam să fac la golul ăsta, mă? Atac aici, ok, da? Aici am greșit eu, ok, greșesc aici. Dar era jumătate adversă, n-a fost o greșeală în jumătatea mea. Aici îl trag pe ăsta. Aici trag fundașul central. Ce naiba să faci, mă, la ocazie de asta? Adică ce puteam eu să fac să blochez asta? Că mi-am tras fundașul central înainte să centreze, nu când a centrat. Acum. Ce naiba, și-a făcut și preluare, adică n-a avut niciun stres. Ramos nu a existat acolo. Bine că s-a terminat cu bine. Putea să fie și mai rău. Era scris golul ăsta. Am greșit eu acolo, da, corect, am greșit. Dar în atac, adică n-a fost o greșeală în jumătatea mea sau așa. Și acolo îmi trag fundașul. Asta e nașpa, că nu știi ce faci greșit, nu știi cum să... Calm, da, Chris, știu, sunt calm, da. Ai văzut și tu. Adică nu știu ce aș putea să fac să evit golurile la centrările alea. Mersi mult, Mihai. Chris, mi-am analizat fazele astea de mii de ori. Nu știu, adică pur și simplu îl trag înapoi, trag fundașul și tot dă-te lângă el. Singurul la unde am văzut că nu e așa e Van Dijk. Unde nu poți să miști lângă el. Pasă, cap, duel fit, nimic. N-ai ce să-i faci lui Van Dijk. Uite Lucio, ia uite exemplu aici. Am vrut să dau tare și după aia în ultima secundă zic eu să dau eu dribble în shot, mă, că poate îl mută. Atac bine rău, atac ca niciodată. N-am mai atacat așa de câteva săptămâni. Gata. Cinci. Șase. Bun. Luăm câte puțin. Joc bine și cu ăla am atacat bine, doar că acolo am ratat mult. Câte ocazii n-am avut cu ăla de data trecută? Arata mult, acum am fost clinical. Două ocazii, două goluri, afară, frumos.
Van Dijk, da. Salut, Marcel! Haide, mă, că ușor, ușor facem punctele. 3 ore și 5 de live. 3 ore și 5. Haideți să apăsăm pe butonul de like, băieți, și follow pe Instagram cu Cosmi6. Follow pe Instagram. From the start. Dacă știam așa că la început, acum cred că aveam punctele. Am pierdut 50 de puncte ca să fac după aia 80. De la 900 m-am dus în 950 ca să mă duc în 930 acum. Mi se vede vena asta. Contează mult suplimentele, mă, două luni n-am mai luat niciun supliment, dacă am început să iau iar, de toate. Bine, natural, totul natural, la Genius Nutrition. Vă zic, știi unde, ca să, na, știți ce-mi iau. O mie de puncte, Mihai. În aprilie trebuie să apăr titlul. Vreau doar să schimb restricțiile, mi-e greu să joc. Băi, eu nu pot să joc cu echipă slabă, mă. Echipa slabă mă trage rău de tot în jos. Niciodată n-am fost bun când s-a jucat cu echipe slabe. La început de an mereu am jucat slab. Eu cel mai bun am fost când am avut echipă full. Gen, au dat voi la turneu cu echipe full. Păi ce e asta, frate? Uitați-vă și voi, de exemplu. Joc cu Ramos și cu Lucio. Pierd orice duel, adică vedeți și voi. Pierd orice duel. Lasă-mă, frate, să mi-l pun și eu pe Martini, să joc și eu cu Van Dijk, să joc cu fundaș lateral bun, cu Hakimi ăsta tot, nu să joc cu Hakimi ăla care nici nu știe să fugă. Vreau și eu să joc cu cei mai buni jucători. Ca să pot să fac ceea ce gândesc eu. Așa ce naiba. La orice duel pe partea lui Lucio, mă rog să-l câștige. Ăla, Sergio Ramos mai câștigă, dar și ăla, pe orice trebuie pe viteză, pierde duelul pe viteză. Ba da, pe 17 am câștigat, aprilie. Mi-e greu rău de tot să joc cu ăștia. La mijloc la fel, să mă lasă să joc și eu cu Gullit ăla și cu ăsta, cu Gullit și cu Bellingham. Ia, ăsta e bun, dar nu se compară cu Gullit ăla de 94. Lasă-mă, frate, să-mi fac și eu ce echipă vreau. Să joc și eu numai cu ăștia toti în atac, Messi, toti. Altceva e, 4-3-2-1 să joc cu aia 3 în mijloc acolo cu Bellingham, Gullit și cu Messi. Să termină tot. Se poate și anul ăsta, se poate, ăsta asta că se poate. Nu vedeți cum joc când sunt în formă? Să joci în aia 3 acolo cu Bellingham toti, Gullit toti, Icon și cu Messi toti. Să termină tot și în atac îți bagi R9 cu Mbappe toti și să mai bagi un, nu știu, un Ginola ăla care o să ia plus 1 sau un Pele. Altceva. Așa ne lasă doar cu 3 Icon, 3 legende sau jucători toti și restul 4-90 plus și restul 89 sau mai mici. Altceva joci când ai toți jucătorii, știi?
dai cu Messi niște pase, te tai tot terenul. Sau alea rapide, nu mai zic, că ies toate. Acum când dau o pasă cu Mane, mă rog, o jumătate oră înainte să iasă pasa aia. Și pasă simplă, gen. Și aia ture la fel, lent în mișcări, lent în pase. Poți să-ți faci fanteziile, da, îți dai seama. Jocul, alea, pasele alea rapide, frumoase. Schimbări de parte, păi cum schimb partea cu un fundaș de la lateral tot? Uite, de exemplu, și cu Hakimi, nu mi-a greșit nicio schimbare de aia de parte. Da, dar asta e valabil și la adversari. Băi, da, e valabil și la adversari. Dar pe mine să mă lase să am fundaș bun, nu mă interesează. Să am atacanți bun, ca să pot să mă apăr. Că atacanții rămân la fel. Deci toți au atacanți, toti și astea. Singura ce o să schimbe o să fie fundașii. Eu mă apăr bine și așa. Doar că iau goluri aiurea. La regionale, mai ales ultimul regional, am luat numai goluri aiurea. În atac eu mereu am atacat bine. Nu s-a pus problema. Până aprilie este a românilor. Doamnește. Și fața aia, da. Eu știu tot cu Get Forward, da? Get Forward pe MCM, cred. Nu știu cum e pe... cum e pe Insta. Așa joc. N-ai cum să uiți, frate, fazele alea, se pică, alea te bântuiesc săptămâni în somn. Le visez săptămâni fazele alea. Sunt și o fire foarte ofticoasă, mă, gen ambițios, așa nu suport să pierd. Sunt competitiv rău, orice mă și la sală, la fel. Eu mă duceam cu Cristi la sală, care Cristi, când m-am dus eu la sală, n-avea probleme cu umărul și astea. Ulterior a avut și el probleme cu umărul. A început să aibă probleme cu umărul. Când mă duceam eu cu Cristi la sală, făcea la piept cu 160. Și eu făceam cu 5 pe parte. Și în timp ajunsesem să vreau să fac cu aceeași greutate și eu nu mă lăsam deloc. Gen, sunt competitiv rău cu oricine. Indiferent cât de mare e diferența la început, știu că în timp îl ajung, că sunt ambițios rău de tot. Follow la Stanley, băieți. Am uitat să pun grafica, nu. Mi-au făcut la cameră o sigla de la Stanley și trebuia să pun și licența cu Stanley Pet și să pun și mamă, da. Am uitat să pun ala. Cred că se va juca vreun FCS fără restricții? E posibil, ultimul. Radu Anfield. OD 1711. Ăsta e al meu, 117. Și ăsta direct nume schimbate. Ăsta direct pro player nume schimbate. Bag un foc, ca mine. Cum să spui numele ăsta? Un om normal la cap nu și-ar fi pus niciodată numele ăsta. Real Madrid. Păi e posibil, de fapt, să fie unul care nu e pro. Să vedem. Ramos e... nu cred, mă, că a dat pasa. Ha, haide, mă, lasă-mă. Nu-i nimic, focus.
Știți voi? Mamă, i-am zăpăcit în careu acolo. Îi fac joc psihic acolo în careu. Nu l-am văzut pe ăsta aici, credeam că a urcat cu el. Ah. Mi-a murțit mâna, mă. Nu mai pot să joc ca lume. Prima dată, ultimul timp. Mai mi-a murțit ăla, când eram la început rău. Ah, ce am zis că vine spre mine. Aici am jucat-o la ghici. Toate conturile astea joc așa pe... Am oportunitate bună, 3 contra 1. Haide mă, băi, joc slab în atac, mă grăbesc cu ăsta că am zis că e slab. M-am luat după echipă că e slab. Hai să joc eu cam, jocul meu. Nu cred, penalti. Credeam că nu dă. Și roșu.
Noi. Are echipă slabă, dar nu joacă rău. Chiar nu joacă rău băiatul. Sper să aibă peste 7 ăștia. Am o presimțire, are peste 7 ăștia ori 500. Team meu nu se cred că are 500, dar nu știu de ce. Sper că joacă prea random așa. Still here. La ultimul match am băgat data trecută și mi-a dat la gel închei echipa aia, nu mai bag. Am băgat data trecută. Still first in the world. Bună asta. And still first in the world. Noi, ref. Nu cred că îmi faci una ca asta. Arbitre. Am mișcat destul de rapid, da. Haide mă, nu cred. Offside. L-am tras perfect pe Lucio. Nu cred că a deviat-o! Mamă, ce bine a deviat!
Ce naiba pasă e asta? A aruncat omul. Și am avut costa cele mai mare emoții. V-am zis că aveam o presimțire care 500 de puncte, ori 700, ori 500. Minus 33 la mele, mai multe minus 30. Și la egal minus 10, 15. Uite, mă, un meci împotriva un jucător pro e mult mai ușor și mult mai frumos decât să joci cu un de-asta. Prefer toată ziua să joc cu Texan decât să joc cu un de-asta. Deci prefer toată ziua să joc cu Tex decât să joc cu un de-asta la un turneu sau așa. Pentru că ăștia un stil de joc ciudat, adică nu înțelegi nimic, nu joacă calculat, nu joacă... Știți cum e și la fotbal? Când joci în Liga 3-a și încerci să-l driblezi pe unul, ăla stă pe loc. Dacă îi vezi pe aia, se mai duc după fentă, până și Sergio Ramos ăștia. În Liga 3-a, dacă te-ai făcut că dai, ăla n-are frică, n-are nimic, ăla stă așa pe loc. Dar în Liga 1, dacă mai faci, nu știu, te faci oată că dai la poartă, se mai întoarce ăla, mai sare, mai astea. Tu te-ai în Liga 3-a, 4-a, că te-ai făcut că dai odată la poartă, n-au mai nicio treabă. Exact așa e și în FIFA. Joci cu unul care e jucător pro foarte bun, să duce și el după fente, după anumite run-uri, îi dai fake run-uri, încearcă să țină run-ul. Așa e el ăsta, dacă voiam să-i fac un German cross fake, n-avea nicio treabă, mi-l lăsa pe ăla să fugă. E greu când ești obișnuit să joci împotriva unora care sunt foarte calculați și după aia joci cu un kamikaze de ăsta. N-ați văzut orice fază era numai în față el. Mă duc până la toaletă, revin în 10 secunde.
Pe ei, mamă, 3 ore 30 de live, n-am mai făcut live atât de mult. Hai că faci, nu știu dacă să mai joc mult. Pentru că deja am foarte, foarte multe meciuri. Am multe meciuri deja și nu e bine să joci atât. Faci 950. Mamă, ați văzut mă ăsta? Hakim? Cosmin Hakim? Ia stați că citesc. Citesc despre ăsta care a făcut blatul, ci că Hakim, Cosmin Hakim ăsta. Nebunit ăștia cu pariuri. Nu mai găsește meci, mă, nu știu dacă să mai joc sau nu. Am 3 ore jumate deja de jucat. Aș face pauză acum și am continuat sâmbătă. Poate sâmbătă ne ducem direct în ele să le facem. De la sediu, din București. Am făcut 930, scoțem la 850. E ok, zic eu. Eu zic că suntem ok cu 930 de puncte acum. Și sâmbătă și duminică nu joc weekend league, joc numai ăsta. Weekend league mereu mă strică. Îmi stric tot jocul după ce joc în Weekend League. Ce aia, băieți? Dăm în asta și nu mai jucăm Weekend League. Eu cred că așa o să facem. Mâine o să merg în București iar, nu o să pot să fac live sau să mai joc. Dar poimine sâmbătă I'll be there, I'll be there. Da, băi, spui cam asta e, nu știu, dacă mai vreți să mai vorbim despre ceva anume. Nu mai joc, nu mai joc, am jucat destul și mie să nu... Să nu pierd sau să nu... Na. Iago a venit chiar în Europa. Băieți, atunci vă las. Seară bună tuturor. Și ne auzim
cum v-am spus, sâmbătă. Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-o arătați. De fiecare dată sunteți cei mai tari și fără voi nimic nu ar fost posibil. Seară bună tuturor, vă doresc!